Cerna Laurențiu, grădini urbane comunitare, reprezentant Asociația România în Tranziție. Am înființat grupul în 2014, când am semănat pentru terasa direcției, exact locul în care ne aflăm acum. Au venit foarte multe persoane atunci, lucru care mi-a plăcut foarte mult. După aia am scos afară plantele, când a venit vremea de plantat afară, și ușor, ușor s-a transformat terasa dintr-una betonată într-una plină de viață. Inclusiv iarna sau primăvara se vede că sunt plante veșnic verzi. Am împlinit 2 ani de zile cu acest proiect pe terasă și acum vrem să realizăm de fapt o alee senzorială și am început puțin din alee, urmând apoi să facem vizionări de filme. Pe 4 metri și 4,47 de metri am obținut 30 de kilograme și 270 de grame de legume. O varietate mare de legume, la roșii, dovlecei, dovleci, castraveți, vinete, ardei, cartofi dulci. Au fost mai multe plante pe acei 4 metri aproape jumate. Asta este recordul de pe terasă. Toată terasa a avut o producție de 60 de kilograme, un pic peste 60. Are o suprafață de aproape 100 de metri pătrați, din care cultivați sunt 45 de metri pătrați. Fiind și zone doar cu trifoi sau ghivece, ferite vase, peturi, lădițe cu plante. Folosesc mult armonizarea în natură, inclusiv crearea solului, pentru că altfel fără ele nu am putea avea acele producții, dar și aducerea din afara mraniței sau compostului. Ulterior, dacă am realizat ecosistemul stabil, în care există microorganisme, râme și alte viețuitoare, se întreține singur dacă îi dăm mâncare solului și plantelor. Să vină oameni cu inițiativă, eu pot să-i învăț cum pot obține producții record, inclusiv pe beton, cum este aici, să se strângă una, două, trei persoane și să pornească cât mai mulți peste tot, inclusiv jos la sol sau pe terase, în balcon, oriunde. În primul rând să aibă grijă de sol. Solul e cel care e primul punct esențial din agricultură. Dacă îl omorâm cu chimicale, cu insecticide, pesticide și îngrășăminte artificiale, atunci o să fim dependenți de acele produse chimice. Pe când dacă realizăm sol, de exemplu anul acesta în zona asta, nu s-a călcat pe el și acum bagi mâna în pământ efectiv, deci e foarte afunat. Deci nu e nevoie de arat. Dar să ajungi la textura respectivă. Și textura respectivă înseamnă undeva materie organică la peste 30% materie organică. Asta înseamnă compost sau materie organică. Cam asta e, deci solul. Și după aia restul se învață. Plantele companion, care se ajută între ele, se susțin. Și varietatea mare de plante. Deci nu monocultura. Asta e.